Salutare tuturor, Hans Hermannstadt aici, iar astăzi vreau să vă prezint videoclipul de săptămâna aceasta, în care vreau să vă arăt acvariul cel mare, dar practic va fi un videoclip de umplutură, mai mult vreau să vă... De fapt asta este și scopul, după cum ați văzut din titlu, lucrurile elementare de care ai nevoie pentru un acvariu de apă dulce. La început vreau să vă spun un picuț despre acvariu mare. Ce s-a mai schimbat? Am luat 5 peștișori dintre aceștia îmi scapă acum numele. Trece mai departe și revin din nou la numele lor. Așa. Beta se simte foarte bine acolo. Masculul beta, mă rog, tot umblă prin acvariu. Dacă vedeți acolo o plasă în spate, pe acea plasă este Java Moss. Am pus eu Java Moss. Aici am încercat să fac un fel de aquascape cu niște lava stone. Beta are un colorit mult mai frumos de când l-am adus în acest acvariu, deoarece îl hrănesc cu hrană vie. În videoclipurile viitoare vă voi arăta și cum să faceți o crescătorie de hrană vie și chiar hrană vie. Pentru el folosesc Daphnia, White Worms și Tubifex, dar Tubifex le cumpăr și le dau, fiindcă îi dau Tubifex, fiindcă Tubifex practic e destul de greu și eu nu pot să-i înmulțesc. Destul de greu să înmulțești Tubifex. Na. De asta eu îi dau. Sunt foarte bune. Practic, facem acum experimente. Dieta peștelui beta de vreo lună nu mai este deloc mâncare cumpărată, fulgi, granule. Este doar hrană vie. Vie, nici congelată vie. Și aparent îi merge mult mai bine, are un colorit mult mai frumos. Ia uitați. Acești pești, dacă pare că îl atacă, nu îl atacă, fiindcă practic ei sunt doar niște mâncători de alge. Nu mai mi-aduc aminte acum de numele științific al lor, dar dacă doriți unul dintre acestea, îi spuneți SAE la respectivul magazin și dacă au, vă vor arăta SAE. Nu mai mi-aduc acum aminte numele științific. Coridora se cheamă acești pești, mi-am adus acum aminte. Și să trecem la treabă. Să vă spun în lucrurile de care ai nevoie pentru un acvariu. În primul rând este bazinul propriu zis. Orică este un bazin din sticlă, orică este din plexiglas, cum am văzut că se mai fabrică în zilele acestea mai nou. Orică e din sticlă, orică e din plexiglas, trebuie în primul rând un bazin. Sunt foarte mulți oameni care au acvariu de 10 litri, de 20 de litri, de 30 de litri, de 15, de 32. Ideea e că eu nu vă recomand un bazin mai mic de 40 de litri. Adică 40-45 de litri. Ai nevoie, practic, un fel de ecosistem, mai ales ciclul azotului. Ai nevoie de un ecosistem și nu poți să îl creezi într-un acvariu foarte mic. E posibil, da, nu spun chiar nu deloc. Adică sunt acvariile acelea de 10 litri, de 5 litri, de... Dar și pentru pești și pentru privitori e mai frumos un acvariu mare. Nu zic că da, acesta are, spre exemplu, 91 de litri. Nu spun acum că da, să-l faceți de 91 de litri. E mare totuși, dar trebuie măcar de 40 de litri. Adică nu trebuie nici foarte mare acum, nu începeți cu un acvariu enorm. Eu, spre exemplu, am început
De fapt, nu vă mai spun cum am început, asta vreau să fie pentru un episod viitor, începuturile acvaristicii mele. Atâta vă pot spune că am început foarte prost, eram foarte mic, nu mă ocupam eu de acvariu, se ocupa tatăl meu și cu mama mea. A fost un început prost, fiindcă nimeni nu știa absolut nicio noțiune despre acvaristică, ciclu azotului, bacteriile. Vecinii mei aparent dau cu bor mașina. O să pun pe pauză și o să revin când vor termina. Bun, am revenit. Vecinii mei au încetat cu bor mașina. Nu știu dacă v-am spus, dar am și un copil în bloc care plânge într-una. Bun. Deci, în primul rând, bazinul, v-am spus, sub 40 de litri, 45, uitați cum mănâncă algele. Nu v-aș recomanda. Deși puteți să faceți și acvarii mici, v-am spus istoria mea, o să fie într-un episod viitor, dar la un număr destul de mare de abonați, adică ca și videoclip special, zicem, de poate 200, dacă vom reuși. Totuși avem 162 de abonați, am impresia, sau 61, nici nu mai știu. Adică este un număr destul de mare. Dacă facem 200 de abonați, la 200 de abonați vă voi spune istoria mea, cum am început eu cu acvaristica și de la ce a început totul. Este foarte, foarte ciudată începutul, nici nu vă veți aștepta de la ce a început totul. Bun, dar să revenim. Bazinul. Dacă îl cumpărați direct din magazin, acei oameni știu grosimea sticlei, cum trebuie să fie făcută, ca și în cazul meu. Grosimea sticlei au făcut-o niște experți, au gândit-o niște experți, dar dacă îl faceți voi acasă, v-aș recomanda să folosiți sticlă mai groasă, adică na, trebuie să aveți grijă. Spre exemplu, eu am 91 de litri și am sticlă de 6 mm. Totuși, 6 mm e destul de mult. Cel mai bine este să fie mai în siguranță. Adică am găsit la 91 și sticlă de 4, spre exemplu, ceea ce m-a uimit. Adică era mai ieftin ce-i drept, dar am vrut de 6 ca să fiu mai sigur. Fundul trebuie să fie integrat. Nu obligatoriu, voi acasă dacă îl faceți, nu îl puteți face cu fundul integrat, adică fundul să fie între sticle. Cei care au câteva noțiuni despre sticlărie vor înțelege ce vreau să spun. Fundul integrat, adică între toți pereții, este mai bine pentru că nu se mai supune atâta greutate pe fund, ci pe pereți. Și nu mai există riscul atât de mare de spargere a fundului. Totuși, pentru siguranță, am și un izopren aici. Na, sub acvariu. Bun. Ce mai aveți nevoie? Bazinul. Dacă doriți să țineți plante naturale, dacă avem, să zicem, un bazin de... Haideți că luăm așa, un bazin de 54 de litri, da? Ca așa se găsesc cel mai mult în magazine, da? Un bazin de 54 de litri depinde de mărime. Puteți să-l aveți și mai mare și mai mic. A sunat o sonerie, dacă ați auzit, mă scuzați. Bun, mă scuzați pentru ce s-a întâmplat, dar... nu știu ce s-a întâmplat, s-a sunat, dar de fapt nu era la mine, ca să zic așa, vecinii, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar s-a auzit un fel de sonerie. Așa, să continuăm. Deci, un acvariu de 54 de litri, cum sunt acelea din magazin, complet echipate, da? Zicem că luăm unul dintre acelea. Ăla este vreo 260-270 de lei. Să zicem 260 de lei. Da. Spre exemplu, al meu, cel de din spatele meu, este undeva, nu acesta, cel din spate, că este de 91 de litri. Cel din spate este undeva, eu l-am luat la 280-74-75, 280 de lei. Hai să zicem 260 de lei, că am văzut acum mai nou că 260 de lei sunt. E complet echipat, are filtru încălzitor și iluminare și capac, da? Deci de astea ne-am eliberat, da?
După aceea luăm și varianta cum l-am făcut eu. Substrat, nisip, în al doilea rând, filtru și încălzitor am rezolvat deja, da? Nisipul, substratul. Aici, dacă doriți plante naturale, cum am eu, trebuie să aveți introduse, dacă le doriți direct introduse în substrat, în nisip, trebuie să aveți un sol special. Uitați aici, eu am JBL Pro Flora Aquabasis, ceva plus, JBL Pro Flora, a fost 10 kg, eu am dat undeva la, pentru acvariu mare și pentru acvariu mic, exact aceeași cantitate, am luat-o, am dat undeva la, nici nu știu, vreo 70 de lei am dat pe el, un nisip, mie îmi place acest nisip cu granulație foarte fină, am luat și pentru acvariul mic, JBL Manado se cheamă. La început am folosit un alt substrat în acvariu mic, după aceea l-am restaurat, povestea mai lungă, și am folosit JBL Manado, varianta albă, că este și varianta maronie. Eu am dorit varianta albă. Este un substrat special care, dacă vă uitați la coridor, au mustăți, stați să vă arăt. Au mustăți. Protejează mustățile peștilor, ca și coridora peștilor cu mustăți, le protejează să nu se taie în substrat mustățile. De asta eu folosesc JBL Manado. E un substrat cu o granulație foarte fină. Ăsta a fost undeva la 75 de lei, să zicem 70 sau 80, 75, 90, 80, 80 de lei. Na, bineînțeles că puteam să folosesc și un nisip normal, care era undeva la 23 de lei, da, am folosit JBL Manado. Mi s-a părut mult mai avantajos, mai ales că eu am pus și coridoras, aveam un plan coridoras, fiindcă am doar niște creveți care curăță și îmi doresc o echipă de curățare mai ok. Deci și coridoras, acolo un coridoras, eu uitați-l. Dacă vă întrebați de cele inele ceramice, nu știu dacă v-am spus, dar sunt ascunzători pentru creveți. Mai e una și pe acolo. Bun. Deci nisipul, da? Condiționerii de apă. Eu sunt pe un scaun, dacă vă întrebați de ce se aud aceste sunete. Pornim un picuț blițul. Așa. Pornită continuu. Ideea e că eu am lumină, doar că am un geam aici foarte aproape, doar că am tras ruloul pentru a nu îmi apărea reflexia în oglindă. Voi deschide frumos aici și o să iau ce am nevoie. De fapt, și eu o să opresc blițul. Vreau să așa un picuț cu acvariul. Vă las numai puțin. Îmi pare rău, dar... Așa și... Așa. Bun. Ca și nisip, uitați, putem să folosesc dintre acesta... Acum că îmi trebuie blițul pornită continuu. Dintre acesta așa, pentru, ca și nisipul pentru paludarium... Aici ce le-am puse, pietriș, pietricele, nisip, pompe, spegnamos, vitamine, mai în spate mai am, furtune, cutii, na, fibră de cocos. Da, eu aici am extras niște condiționeri, puteți folosi orice fel de condiționeri, totuși vă recomand... să folosiți de calitate. Am văzut acum la pet shop-uri, deși eu nu mă... Adică eu... Mi-a scăpat. Eu condiționerii nu iau din pet shop-uri, ci dintr-un magazin mare. Adică nu mă axez în pet shop-uri pe condiționeri. Dintr-un magazin mare eu iau din Hornbach. Mă folosesc și mi se pare super magazinul. Bun. Ca și condiționer, începem prima oară, punem apa, da, îl umplem. Începem cu condiționerul pentru apă, Sera Aquatan, e bun.
pentru acvariu mare și, din nou, și pentru acvariu mic, folosite JBL Biotopol. Seracoata nu a fost pentru un experiment, dar eu produsele de la JBL le folosesc. Sunt un pic mai scumpe, dar sunt mai, mie îmi plac mai mult și am avut succes. JBL Biotopol. Pentru bacterii puteți folosi Denitrol, JBL Denitrol. Eu JBL Denitrol am folosit în acvariul mic. Și în acvariu mare JBL Filter Start. Deși în acvariu mare am folosit și Denitrol și Filter Start. Ne condiționăm. Pornim filtru, termometru. Ne uităm la termometru și când ajunge undeva la 24-25 de grade, pornim și încălzitorul. Puneți apă rece, umpleți cu apă rece sau apă încălzită, dar nu de la centrală. Deci pentru schimburile de apă nu folosiți apă de la centrală. Pornim totul, lăsăm. Mie acvariu mare mi-a luat, spre exemplu, vreo 6 ore ca să mi se încălzească. După care am pus toate substanțele, am scos filtrul, am pus toate substanțele, am pus la loc și am așteptat o zi pentru colonizare. Știu că normal ar fi trebuit mai mult să aștept, mă scuzați, mai mult ar fi trebuit să aștept. Vă recomand o săptămână, două, dar eu eram într-o fază critică, adică aveam nevoie, practic, tot acvariul ăsta de 91 de litri. Mie îmi place, deși este dezordonat, nu are un aquascape, eu sunt mulțumit de el, fiindcă, ia uitați, eu sunt foarte mulțumit cum arată, adică e chiar frumos, mie mi-a plăcut cum a ieșit. Practic, tot acvariul ăsta a fost făcut pentru acest pește pe care eu l-am primit cadou de la școală. Deci, de la un profesor, eu am primit acel pește și l-am primit într-un bol. Nu mi-a spus că îmi face acest cadou, fiindcă dacă aș fi știut că îmi face acest cadou, i-aș fi spus să aștepte puțin să fac măcar un acvariu. Dar mi l-a dat și n-aveam ce să fac, nu puteam să refuz. Înțelegeți? Ia, uitați acolo crevetele. Că eu am mai luat niște creveți, am luat 4 creveți dintre aceștia portocalii. Nu știu exact. Adică n-am să se observe. Am impresia că am vreo 2 masculi și 2 femele sau un mascul și 3 femele. Stai acolo pe Java Moss. Acolo este Java Moss-ul. Uitați-l. Mă rog, sunt mai mulți, dar sunt ascunși prin această junglă, da? Ei acolo, uitați-l. Pe Java Moss, da? Beta se înțelege bine cu ei. În rest este bine. Practic, na. Deci, cam asta ar fi, îl amenajăm, după care îl populăm plantele din nou dacă doriți, folosiți ce fel de plante doriți, eu am folosit plante cu ritm de creștere rapid, lent și mediu, adică în acvariu ăsta am destul de multe, asta e cu ritm de creștere mediu spre lent, mediu, criptocorin e lent, această specie pe care o am, ca bomba, e super mega extra rapid. Na, adică crește foarte repede. Și cam asta ar fi. Deci folosiți, să zicem că folosiți 3, 2, hai să zicem un ca bomba, că e mic acvariu. Na, plantele, să zicem că vă vor duce undeva pe la 60 de lei, da? Na, și cam asta ar fi acvariul, după care îl colonizați cu pești, folosiți... De fapt, folosiți eu. Luați ce specii de pești doriți voi. Na. Beta, dar dacă țineți beta cum țin eu, trebuie să țineți pești care nu sunt foarte viu colorați. Adică ăștia nu sunt viu colorați. Fiindcă îi va ataca, fiindcă va crede că sunt alți masculi beta. Na, acestea fiind spuse, cam acesta a fost videoclipul de săptămâna aceasta. Eu am un plan, poate cei care n-ați văzut în comentarii, să fac și un acvariu de apă sărată. Ceva la 200, încă mă gândesc, ori 200 ori 100 de litri, cred că voi face ceva la 100 de litri, pentru că la 100 de litri mi este mult, mult, mult mai ușor, până când voi înțelege mai bine acvaristica marină, iar după ce voi înțelege acvaristica marină, mă gândesc să fac și un acvariu de 200 de litri, cred că va fi mult mai interesant cel de 200 de litri, dar v-am spus, voi începe cu ceva de 100 de litri.
Eu am fost Hans Hermannstadt. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă acolo jos și apăsați pe clopoțel, iar noi ne revedem și ne reauzim data viitoare. La revedere!